Slăviți să fie Domnul! Am emoții, dar doresc să citesc doar câteva versete care are foarte mare legătură cu experiențele mele cu Domnul de-a lungul timpului. Citesc din Plângerile lui Ieremia, capitolul 3, de la versetul 21 până la 25. Iată ce mai gândesc în inima mea și iată ce mă face să mai trag nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este partea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El. Domnul este bun cu cine nădăjduiește în El, cu sufletul care îl caută. Marea majoritate dintre dumneavoastră cunoașteți experiența mea cu copilașul nostru, de aia nu vreau să obosesc biserica tot timpul să spun aceeași experiență. Vreau să vă mărturisesc că Domnul a fost bun cu mine și este bun cu noi cu toți. La vârsta de 11 ani am vrut să fac un exercițiu în joacă și am căzut practic îndoită, la care din căzătura respectivă nu s-a întâmplat foarte mare lucru. Mi-am revenit încet, încet. Nu am fost la spital din cauza că doctorii au spus că dacă nu mi se umflă spatele sau nu se întâmplă ceva mai grav, e ok, o compresă trece. A trecut încet, încet durerea spatelui. La vârsta de 15 ani am început să ajut pe mama mea. Noi ne-am mutat în Grecia. Și acolo mama a lucrat ca femeie de serviciu în casă și mai ajutam pe ea. În timp ce ajutam și aspiram covoarele grele și așa, atunci am descoperit că durere, de fapt, din căzătura, din copilărie, a rămas o problemă în spatele meu. Durerea tot mai tare se agravea până la s-a început să rămân în poziția asta. Cum aspiram din poziția asta, trebuia să mă culc. Nu puteam să mă ridic înapoi. Mă durea, dar îmi reveneam, mă culcam pe jos, mă durea puțin spatele și după aia puteam să mă ridic în picioare, dar din poziția asta, în așa, nu puteam să mă ridic. La vârsta de 17 ani am fost la medic în durerea s-a agravat-o mai tare, ca să văd care, de fapt, e problema. Și din căzătura respectivă, un inel de la coloana vertebrală s-a deplasat, la care medicul a spus că oricum nu există o șansă să mă tratez sau să pună la loc, nu există absolut nimic, doar ameliorarea durerilor și să am foarte mare grijă să nu răcesc la spate și multe alte lucruri neplăcute. În 2018, slăvit să fie Domnul, a fost o revărsare a Duhului Sfânt. Atunci biserica a fost botezată cu 110 persoane cu Duhul Sfânt. Și la ultima rugăciune care s-a făcut în încheierea stăruinței cu Duhul Sfânt, s-a făcut și ungerea cu un de lemn și slăvit să fie Domnul, că de atunci nu mai am nicio problemă. Și am mai lucrat și eu la curățenie și slavă Domnului Iisus, am dus și două sarcini și nu am mai avut absolut nicio problemă. Am putut să fac așa, puteam să stau și jumate de oră să aspir sau să fac orice, mă ridicam înapoi și mă ridic și astăzi și nu am nicio mai mică problemă cu spatele în partea de jos, la care numai Dumnezeu a putut să-mi pună inelul. Din cauza că mi-a zis doctorul, când coloana se întinde și apoi se adună, inelul ăla, fiindcă e un pic mai apasă pe nerv, cum ar fi, și din cauza că apăsa pe nerv, de-aia simțeam durerea aia puternică. Slavă Domnului Iisus că nu am rămas cu urmări. Slăvit să fie Domnul că Dumnezeu m-a vindecat și de un chist pe ovarul drept, care ori de câte ori era luna menstruații, cum știți toată lumea, aveam o amorțeală puternică în partea dreaptă și am căzut și din picioare de câteva ori din cauza durerilor. Dar slăvit să fie Domnul că și de lucrul ăsta m-a scăpat. Glorie Domnului!
Să nădăjdim în Domnul Iisus că El e credincios și drept să nu ne lasă. El ne-a promis că e cu noi în fiecare zi și El chiar e cu noi în fiecare zi. Dumnezeu ne mai lasă țăpușuri. Nu e nici primul, nici ultimul. Dumnezeu ne mai lasă, dar ne lasă ca să ne îndreptăm privirile spre El și să ne facem mai buni. Pentru că în lumea în care trăim, eu ce am observat, că tot mai mult ne facem tot mai răi. Tot mai răi ne facem. Și bunătatea din inima noastră, care Dumnezeu o cere, tot mai mult o pierdem. Să ne rugăm ca Dumnezeu să revarsă bunătate în inima noastră și sinceritate, dar cu adevărat sinceritate, ca să putem să avem parte și noi la răpirea Domnului Iisus. Domnul să vă binecuvinteze pe toți și să ne ajute pe toți împreună să ne întâlnim acolo cu El în slava Sa. Amin.